Ne spuneți când putem începe. Eu vă spun bună ziua și mulțumesc că ați dat curs acestei invitații pentru această conferință de presă matinală la Primăria Municipiului Chișinău. Zilele acestea am tot fost sunat și întrebat la subiectul ce ține de închiderea centrului COVID de la Mod-Expo. Cum am zis, o să vă dau câteva date care, după părerea mea, sunt șocante. Am să rog colegii mei să aducă scrisorile care sunt la mine pe masă. Dacă este cineva să mă ajute în acest sens. Ca să vă demonstrez unde de fapt rezidă problema. Anunțul a fost făcut de doamna ministra Sănătății cu mare fast, în voce și mai care dat ca o reușită. Etapa executată de Ministerul Sănătății. Este o rușine cum a fost prezentată această informație de doamna ministru de la tribuna Parlamentului. Nu a spus nimic în ce timp record, ce circunstanțe, cu care scop și cu ce eforturi au fost creat acest centru, această instituție, foarte necesară în 2020. Centrul COVID, reiterez, a avut rolul crucial în eficientizarea gestionării fluxului mare de pacienți și diminuarea presiunii asupra sectorului spitalicesc. Aduc aminte pentru cei care nu au mișcat un deget în gestionarea pandemiei. În perioada de activitate, prin centru au trecut peste 40.000 de suspecți COVID. Peste 15.000 au fost testați pozitiv, iar circa 4.000 de persoane au primit tratament staționar. Întrebarea care ne macină acum este următoarea. Oare este oportună decizia de a închide centrul COVID fără o analiză prealabilă în acest caz? În cazul în care poate veni un nou val, avem noi siguranță că nu mai avem acest nou val și care de fapt ar putea să fie acțiunea. Cu toată sinceritatea, consider și calific închiderea centrului COVID ca o opțiune de attack rider din partea Ministerului Sănătății și a Guvernului asupra sănătății oamenilor. Eu cred că este o crimă din partea statului asupra cetățenilor săi. Habar nu are ce spune persoana din fruntea Ministerului Sănătății care trebuie să fie responsabilă de acest domeniu și să nu se creadă prințesă peste tot medicii. Despre acest lucru vorbește tot sistemul medical. Este cea mai proastă manageră de până acum a Ministerului Sănătății. Rog guvernul și parlamentarii să-i pună întrebări acestei ministre ce acțiuni concrete a realizat în afară de a da de rușine însăși colegii săi. Și anume, de a se exprima nereușit și cu amuzament pe mai multe subiecte și acțiuni. A vorbit despre ciparea copiilor. Se dezice de acțiunile pe care le fac tot ei, și anume cu vaccinarea în câmp a oamenilor. Centrul COVID care a salvat vieții omenești este o struță cămilă, tot dumneei spunea. Încurcarea, eu cred, intenționată a cifrelor decedaților din sistem, ceea ce este foarte grav. Distrugerea a o treime din sectorul Buiucan, a declarat tot ea, în caz că doamna avea dreptate și va ceda o butilie de oxigen, de parcă ar fi așteptat aceste catastrofe. Dacă vă aduceți aminte, am solicitat
Inspectoratul General a situațiilor de urgență să intervină în acest sens cu echipele de pompieri pentru o eventuală prevenire. Repet, formatul expunerilor publice ne-a pus în gardă în această privință. Fraze umilitoare absolut pentru toată lumea, pentru pacienți, pentru personalul medical, perle pentru care nu și-a mai cerut scuze public nimeni. Spre exemplu, dacă vă aduceți aminte în raport cu profesorii, dacă nu ne place să ne cătăm de lucru în altă parte, așa vorbeau ei despre profesori. De parcă noi avem atât de mulți oameni în sistem de care putem să ne batem joc în halul în care s-a făcut acest lucru. Abia acum ne-am dat seama de ce Ministerul Sănătății zicea despre imposibilitatea de instalare a stației de oxigen la Mod-Expo. Deoarece își doreau desființarea centrului COVID. Nu erau alte argumente. Nici cele de ordin ingineresc, nici cel de ordin logistic. Vă spun care este scopul și cauza de ce se vrea acest lucru și se insistă. În primul rând, pentru că este un proiect municipal și Ministerul Sănătății se simte cumva ofensat pe alocuri. Reiterez, un proiect care a fost dat exemplu atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și ambasadele și misiunile diplomatice de la Chișinău. Comunitatea de experți. Un alt lucru care este la fel de important, pentru ce am solicitat să fie prezente aici scrisorile pe care le am pe masă, este că ne-au tot transmis scrisori la Ministerul Economiei, Guvern și Mod-Expo, că oamenii au nevoie de acest centru, deoarece sunt în pierderi financiare și nu pot organiza expoziții. Expoziții în an pandemic. Serios? Știți care e suma pentru pericolul care poate urma în caz că mai vine un val pandemic? Ne-au dat nota de plată de 3 milioane de lei. Astea sunt banii pe care ei i-au pierdut de la neorganizarea expozițiilor și de la funcționarea centrului COVID. Mie mi se pare strigător la cer. Asta sunt estimările financiare a sănătății publice. Și până la urmă, asta este și prețul în caz că, Doamne ferește, vine un nou val pandemic. Aduc aminte repetat, sistemul de sănătate municipal și național au făcut față pandemiei cu coronavirus pe numărul critic de internări, anume prin desfășurarea centrului COVID la Mod-Expo, care a devenit și cel mai mare spital COVID din țară. Ministerul Sănătății, care de iuri a creat centru, nu și-a asumat rolul de pe mult timp rolul de fondator. Repejor l-au transmis pentru că toată infrastructura a fost organizată de municipalitate către primăria municipiului Chișinău, cu toată logistica, întreținerea, asigurarea cu cadre medicale și asigurarea serviciilor medicale, inclusiv a paturilor de terapie intensivă. În centrul COVID s-a investit enorm atât de autorități, cât și în special de mulți parteneri externi. Ambasade, organizații internaționale și agenți privați. Centrul COVID, reiterez, a fost apreciat și catalogat ca o bună practică regională, atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și de multe ambasade occidentale și comunitate de experți. Da, poate nu sunt condiții ideale, dar pe timp de război nu sunt condiții ideale. Aici trebuie să salvăm viețile omenești. Și condițiile de la Centrul Mod-Expo au fost net peste multe condiții în spitalele regionale, raionale și naționale. În prezent, trebuie să vă anunț că sistem temporar pavilionul pentru staționar COVID și menținem pavilionul pentru triaj a pacienților suspecți. E extrem de important în contextul cazurilor de coronavirus, infecții respiratorii și gripa sezonieră care ar putea surveni în acest sens. Trebuie să fim pregătiți de noi posibile erupții pandemice COVID, de noi și plauzibile
mutații ale tulpinilor SARS-CoV-2. Apropo despre comunicare, că tot s-a vorbit și la acest capitol. Nu am fost invitați niciodată, nu s-a dorit și nu se dorește de 4 luni de a discuta și a coordona scenariile de intervenții și gestionare pandemică atât la nivel de municipiu Chișinău și de capitală, cât și la nivel național, pentru că și aici am transmis foarte multe soluții. A mai fost așa o tentativă în plin val pandemic, care a avut loc ultima dată de închidere a secțiilor de terapie intensivă de la Modexpo. Și ce s-a întâmplat? La ora 2 de noapte au sunat conducerea Spitalului Sfânta Triime de a redeschide aceste secții de terapie intensivă. Oamenii mureau la propriu în drum și în ambulanțe, deoarece nu erau alte locuri în spitale și doar la Modexpo era salvare. Centrul COVID de la Modexpo, pe bune, a fost scăpare la nivel național ca să nu avem ceea ce ați văzut în alte state, mult mai dezvoltate, în alte capitale, mult mai asigurate și mult mai dezvoltate. Nu am avut acele rânduri cu sacii de morți neterminate la intrările în spitale sau nu, de Doamne, pe holuri și în tot felul de spații nepregătite pentru acest lucru. În concluzie, acțiunile sunt o incompetență managerială și proastă gestionare a pandemiei COVID. În august, odată venită la conducerea Ministerului Sănătății, nu a prevăzut valul 4 al infecției cu coronavirus. Vă aduc aminte de parade, de concerte, de tot ce vreți, atunci când municipalitatea a atenționat că acest lucru este inadmisibil. Nu a dezvoltat și nu a definit un plan de acțiuni și răspuns al sistemului de sănătate la aprofundarea crizei pandemice. Singura instituție la nivel național care are un plan bine determinat, care a fost transmis ministerul, care a fost aprobat de către Comisia Situații Excepționale și cea de sănătate publică, este Primăria Municipiului Chișinău. Anume din lipsa scenariilor și acțiunilor strategice din partea ministerului a adus la dezastru și la o tragedie națională provocate de pandemie în octombrie-noiembrie anul curent. Cu antirecorduri absolute și nemai întâlnite de decese zilnice. Reiterez, cu tot cu vaccinarea, cu tot cu asistență, cu tot cu experiență, am avut săptămâni în care am avut cel mai înalt număr de decese înregistrat de la începutul pandemiei. Și jonglarea asta cu cifre s-o povestească în altă parte cu numărul de decedați. Și chiar dacă o fi 50 sau 60, dar nu 70, este o tragedie națională. Sunt familii care stau în spatele unei sau altei persoane care nu și-au mai văzut tata, sora, fratele, mama și tot așa mai departe. Și să vorbești în asemenea hal de pe la televizor, să-ți bagi joc absolut de toată lumea, de oameni, de medici, cred că este absolut inadmisibil. Până în ziua de astăzi, Ministerul Sănătății nu a venit cu o soluție centralizată de testare PCR la un preț mai mic. S-a lobat și consider că se lobează în continuare activitatea laboratoarelor private. Cine ar avea interes aici? Aceste teste nu sunt efectuate în niciun spital de stat. Prețul unui test PCR rămâne stabil de circa 800 de lei. Unde sunt testele de 300 de lei? Cine dintre dumneavoastră sau cunoscuții dumneavoastră s-au testat cu 300 de lei? Până în prezent, testele antigen în rețeaua farmaceutică, dar și la stat, depășește suma de 200-300 de lei în unele cazuri. Primăria Municipiului Chișinău este singura instituție care a achiziționat aceleași teste la valoarea de 13 lei. 13 lei versus 200-300 lei. Cine face bani în acest sens? Astăzi nu există o bază de date definită câți cetățeni totuși sunt vaccinați în țară și peste hotare.
Pașapoartele noastre de vaccinare nu pot fi scanate. Acum am revenit din Bruxelles. Și nicăieri, absolut nicăieri, nu putea fi scanat acest certificat. Deși îl avem. Pentru că făceam parte din delegație oficială, într-un fel sau altul am putut trece și am reușit. Ce se întâmplă în alte cazuri? În calitate de ministru al sănătății, nu a demarat procurări strategice de dispozitive medicale esențiale. Aparate de ventilare, monitoare, infuzomate, concentratoare și stații de oxigen, aparate pentru respirație non-invazivă, echipamente de protecție pentru personalul medical. Până în ziua de astăzi sunt datorii foarte mari la instituțiile medicale din municipalitate. La fel știu că este cazul și celor din țară. Toate echipamentele și utilajele medicale au ajuns până în prezent în țară doar în cadrul proiectelor de asistență stabilite de precedenții. Și aceste procurări s-au făcut în mare măsură prin intermediul proiectelor finanțate de Banca Mondială, OMS și alți parteneri de dezvoltare. Astăzi, Republica Moldova este unica țară din regiune care nu folosește tratamentul cu anticorp monoclonal. O intervenție la nivel de medicamente inovatoare care permite, dacă este administrată, să nu se treacă de la forma ușoară și medie la forma severă. Primăria Chișinău a solicitat prin intermediul mai multor scrisori întrevederi și ședințe de coordonare a pandemiei. A solicitat ajutor în dotarea cu echipamente medicale și consumabile. Dotarea de puncte de suport de oxigen a cerut asigurarea cu medicamente și preparate antivirale pentru tratamentul pacienților conform protocolului clinic național. Așa cum spuneam anterior, ne-am descurcat și ne vom descurca. Dar această abordare este una păguboasă de lipsă de comunicare, de lipsă de profesionalism, de lipsă de implicare și de arătat cu degetul dintr-o parte în alta. Acum, dacă este să vorbim despre transparență, că asta este cuvântul la ordinea zilei a guvernării, nu mă voi referi la alte subiecte, vorbim strict pe zona de sănătate. Unde sunt publicate sumele și tot ce ține de achiziționarea vaccinurilor anticovid și care sunt prețurile? Unde este transparența despre cazurile de COVID și decese? Sunt, cum spuneam, efectuate gafe grave cu încurcarea datelor persoanelor decedate. Eu cred că acest lucru s-a făcut absolut intenționat pentru a încerca de a devia de la gravitatea situației în acele zile. Unde este OMS în activitatea Ministerului? De ce Ministerul nu vorbește și nu are acțiuni împreună cu această organizație importantă, așa cum era înainte când împreună am realizat campanii de informare, maratoane de vaccinare, dotare instituțiilor medicale? O altă situație despre care nu vorbește nimeni. Plata indemnizațiilor pentru infectarea cu COVID la locul de muncă nu a fost onorată practic deloc de când a venit în funcție noua ministră. Cadrele medicale nu și-au primit acele indemnizații. În majoritatea cazurilor, birocrația este la ea acasă. Pentru a nu plăti unele sau altele indemnizații, inventează povești de a dormi copiii și proceduri birocratice imposibil de realizat de persoanele eligibile. Spitalele municipale au luat de 20 de luni, un an și 8 luni, este practic, toată perioada pe care o am în funcție de primar, într-un fel sau altul, influențată de această criză pandemică. Repet, spitalele au preluat marea majoritate a presiunii la nivel de țară, povara internărilor și tratamentelor pacienților cu COVID. În acest sens au fost mobilizate 1708 paturi COVID și 79 de paturi de terapie intensivă. Pentru pacienții din Chișinău și pentru pacienții din Republică. De ce, dacă atât de bine stau lucrurile, în alte spitale, oamenii din țară
preferă să se trateze la Chișinău. Și noi n-am refuzat pe nimeni în acest sens. În unele cazuri au peste 50% ca și proporții oamenii din afara municipiului Chișinău tratați în instituțiile spitalicești din municipalitate. Noi nu facem diferență. Toți sunt oamenii noștri. Dar asta înseamnă că ei au mai mare încredere în sistemul medical din municipalitate. Doar anul trecut, primăria a alocat peste 132 de milioane lei în gestionarea COVID. Iar până astăzi, nici guvernul precedent, nici guvernul actual nu ne-a rambursat niciun bănuț, cu toate că urma să o facă. În continuare, de la 1 decembrie vom scoate gradual din circuitul COVID spitalul de ptiziopneumologie cu 150 de paturi, 110 paturi blocul vechi de maternitate a spitalului Gheorghe Palade, spitalul de copii Ignatenco cu 30 de paturi pentru copiii COVID. La spitalul Sfânta Treime am creat cercuite interne COVID și non-COVID, la acest spital rămânând active 100 de paturi și 36 de paturi de terapie intensivă. La centrul COVID Moldexpo, așa cum spuneam, vom sista conserva pavilionul staționar COVID și rămâne operațional pavilionul pentru triajul suspecților COVID. În situația epidemiologică incertă, cu atenționarea la nivel regional despre posibile apariții ale unui nou val, valul 5, spațiile pentru internarea pacienților la centrul COVID trebuie strategic păstrate. Astfel, pentru internarea pacienților COVID din 1 decembrie rămân active următoarele spitale municipale. Gheorghe Palade cu 200 de paturi, Arhanghelul Mihail cu 300 de paturi, Sfânta Treime cu 100 de paturi, Spitalul de boli contagioase pentru copii cu 100 de paturi. Maternitatea numărul 2 cu 55 de paturi. Am propus o abordare nouă ministerului de a trece la spitale polivalente, așa cum nu scăpăm de această infecție. Ceea ce este foarte important că pe zona de vaccinare au dat în bară total. Total. Având vaccinuri de toate tipurile. Și da, pot să arăți cu degetul la municipiu, dar aici avem 97% din medici vaccinați, 96% din profesori vaccinați, testare gratuită pentru aceste categorii și personalul auxiliar, pentru că faci COVID chiar și dacă ești cu două doze de vaccin și da, trebuie să avem grijă de oamenii noștri. Și oficial avem 40%, eu cred că cu cei care nu sunt vaccinați pe teritoriul Chișinăului sau a Republicii Moldova, Chișinăul este astăzi cu o cifră de peste 55% de persoane vaccinate. Dar această bază de date trebuie să fie asigurată de către minister. Având toate la îndemână, au ieșuat total în gestionarea crizei pandemice, ca și în multe alte subiecte. Această rușine nu trebuie să fie în Ministerul Sănătății. Asemenea, situații au fost în regiune și ministrii de resort și-au prezentat demisiile de regulare. Nu poți, nu chinui. Asta am vrut să vă spun pentru ziua de astăzi. Întrebări? Da, domnule, la Consiliul Național al FAS, privind compensații pentru aceștia au solicitat la bună, deși nu au găsit banii de spate, de municipal, dar există la blocat. Retrez, eu uneori cred că
cei care sunt la guvernare s-au obișnuit să ne obișnuiască cu teatrul absurdului. Deci eu mai mare prostie n-am văzut nicăieri în lume. Guvernarea care are președinția, parlamentul, guvernul, absolut toată puterea în stat. Nu mai vorbim de celelalte instituții pe care acum și le-a subordonat sau le subordonează, vine să facă protest la primăria municipiului Chișinău. Deputați și consilieri. Mâine ne trezim cu miniștri, consilierea președintelui, cu cine ne trezim? În fața primăriei municipiului Chișinău. Ăștia au fost oamenii, care de fapt ei zic că sunt oameni, care au solicitat acest lucru. Deci, repet, mai mare prostie nu am văzut nicăieri. Doi, cine a făcut această treabă mare cu majorarea costurilor la întreținere, la gaz, la energie termică? Primăria? Cine a negociat aceste lucruri? Primăria? Ei au făcut treaba mare, ei să o rezolvă. Noi nu o să strângem după ei. Trei, nu există entitate teritorială pe întreg spațiul Republicii Moldova care să ofere ceea ce oferă municipalitatea. Municipalitatea astăzi achită direct la furnizor 40% din factura pentru perioada rece anului. Aproape 6 luni de zile. Dacă aveți factura de 3.000 de lei, atunci 1.300, 1.400 din acești bani îi acordă primăria municipiului Chișinău. Sunt peste 90 de milioane de lei și sunt zeci de mii de beneficiari. Acum, repet, nu există astfel de situații pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Eu cred că dacă se duceau pe undeva pe Combrat sau pe la Domn Dușeni, puteau să ia și bătaie. Ei au făcut treaba mare, ei să o spele. Dacă vor, nicio problemă. Noi nu suntem împotrivă. Să oferim suplimentar. Să ne dea bani de la guvern, că toți banii de la municipiu pleacă la nivel central. Toți. Noi nu am avut asemenea situații și nu avem asemenea situații oriunde în Europa. Unde de la impozitul persoanelor juridice pe venit rămâne zero în capital. În continuare, vreau doar ca să înțelegeți care este raportul. Ei au zis că vor oferi compensații de 700 de lei. Corect? Corect. Doar că nu spun că 500 de lei se ofereau până a lua ei aceste decizii. Respectiv, 700 minus 500 este 200 de lei. Pentru acești 200 de lei suplimentari, omul să trebuiască să declare televizor, vacă, frigider, ce are în frigider, are sau nu are o bucată de pâine. 200 de lei. Deci asta este culmea ipocriziei. Și mai ales, culmea incompetenței. Guvernarea face protest. De râsul curcelor. Apucați-vă de lucru. Dacă vreți să supliniți, supliniți. Noi o să dăm, cu mare drag. Este și o decizie, în acest sens, și o declarație înregistrată a Consiliului Municipal Chișinău. Semnat, practic, de toți consilieri. Nu știu dacă au semnat și cei de la... care putea stau dimineață. Să se apuce de lucru că oamenii așteaptă rezultate. Să-mi arate mie vreo primărie pe care o reprezintă ei, unde au solicitat același lucru. Vă ziceam că dacă se duc în alte primării, aici la noi e foarte democratic. Intrați când vreți, faceți ce vreți în Chișinău. În alte parte, la sigur că luau bătaie. Alte întrebări? Repet, în municipiul Chișinău avem peste 600.000 de călătorii zilnic. Prioritate, chiar dacă este nepopular și eu sunt gata să-mi asum, nu ca ăștia care fug prin popușare, sunt gata să-mi asum decizii nepopulare. Pentru unii. Dar prioritate va fi acordată transportului public.
Acum aducem până la sfârșitul anului, conform contractului, 240 de unități de transport public, troleibuze, autobuze, conectăm suburbiile. Vom continua cu aceste coridoare, așa cum ziceam, chiar dacă este neplăcut pentru unii. Nu a adunat suficiente voturi de la consilierii municipali. Deci credeți că el va putea să facă față atâta timp cât nu are o susținere din partea acelei cerințe? Repet, oamenii mă întreabă pe mine ce fac eu în oraș. Ei m-au votat pe mine în primul rând. Eu sunt responsabil de ceea ce se întâmplă și de ceea ce nu se întâmplă. De realizări și de nerealizări. Lăsați-mi să informez echipa. Dacă o să dau greș, o să cer respectivele situații să fie înlăturate. Dacă o să fie bine, atunci mi-asum în continuare. Asta e. Despre decizia noastră, ați venit cu trebuie de acuzare din anumită de sănătate. A spus că numărul atât de rata de vaccinare, ca și numărul mare de infectări. De cealaltă parte, cetățenii din capitală, v-a sumat succesul vaccinării. Nu v-a sumat și numărul de infectări. Pe capitală, în contextul în care întotdeauna au fost cei mai mulți bolnavi. Toate lucrurile care se întâmplă în municipiul Chișinău, eu sunt gata să mi le asum. Mai ales cele care depind de primărie în municipiul Chișinău. Așa, și totuși, cetățenii de capitală m-au pus număr mare de infectări întotdeauna. Capitala a fost întotdeauna. Nu vă asumați acest număr de infectări? Dar deci ministerul ar trebui să-și asume aceste infectări de țară? Stimată doamnă, eu repet, ceea ce se întâmplă la nivelul municipiului Chișinău, și eu cred că noi am gestionat toate valurile care au fost, da, greu, dar, pe de-o parte, cu demnitate, cu sinceritate, n-am ofensat niciun medic și nici nu avem de gând să ofensăm niciun medic, niciun pacient. Și tot ce se întâmplă pe teritoriul municipiului Chișinău, da, noi ne asumăm. Până ce va fi să apropie decembrie, sărbătorile de iarnă, trebuie să întrebăm dacă la acest an va avea vreo și dacă ne va fi organizat public sau dacă deja s-a discutat. În ceea ce ține de organizarea târgului și coagularea eforturilor. Eu foarte mult sper că nu mai revenim la formula cu doi brazi, două târguri și tot așa mai departe. Noi am avut o practică foarte bună în ultimii doi ani de zile. Noi am transmis o solicitare la guvern, la Ministerul de Resort, ca să ne coordonăm activitățile în această privință. Am fost trimiși la plimbat. Putem să vă arătăm scrisorile în acest sens. Mie mi se pare ridicul această abordare și motivele invocate, atâta timp cât ei au organizat tot felul de lucruri pe parcursul acestei toamne și nu și-au asumat absolut nimic în această privință. Primăria municipiului Chișinău va avea grijă ca sărbătoarea de iarnă să arate frumos. Preturile se ocupă, direcția cultură se ocupă, avem și proiecte televizate în acest sens. Sper că să nu fie cumva repercusiune în această privință. Am făcut de 2 ani de zile acest lucru împreună cu toată lumea. Eu cred că avem oameni extraordinari pe care trebuie să-i punem în valoare, evident cu păstrarea tuturor normelor de siguranță, cu diminuarea riscurilor în această privință, dar sărbătorile de Crăciun vor fi frumoase la Chișinău. În scurt timp o să vă anunțăm despre aceste lucruri, chiar astăzi și mâine avem ședințe de coordonare în acest sens. Chișinău va arăta frumos. Alte întrebări? Dacă nu sunt, eu vă spun o zi frumoasă. Cine vrea poate face o fotografie acestor scrisori, dacă vă interesează, Mod Expo, care nu face expoziții, de asta și cere. Nu? Dacă nu sunt. Lăsați-vă, da, sunt și originale. O zi frumoasă să are.